15 august, Ziua Marinei Române. Ce reprezintă pentru noastră această zi? 15 august, Ziua Marinei Române, pentru mine, așa cum pentru întregi marinari din forțe navale și din țară, este o zi deosebită, o zi de sărbătoare pentru noi și în același timp o zi în care avem posibilitatea să prezentăm publicului larg cele mai frumoase exerciții în ceea ce privește pregătirea de luptă a marinarilor din forțele navale. O zi a marinei de care vă amintiți în mod special? Această zi specială pe care o vreți să o scoatem acum în evidență s-a întâmplat cu mulți ani în urmă și m-aș referi la exercițiul general în care au participat scafandrii de luptă. Ca element de noutate, aș aminti exercițiile și demonstrațiile executate de către scafandrii din anul 1995. Aș spune că a fost un an de referință, de unde am început ca în fiecare an de Ziua Marinii să avem secvența cu scafandrii în cadrul exercițiului general pe care îl prezentăm. Am arătat pentru prima dată salturile din vedete executate cu scafandrii, de asemenea saltul liber cu micul echipament și cu tot echipamentul scafandrului care execută scufundare. De asemenea, a fost, să spunem, primul pas prin care în anul următor am putut să îmbunătățim, să facem primele coborâri în rapel din elicopter, exerciții destul de complexe pe care noi, ca cei care conduceam și eram obișnuiți cu acest tip de exerciții, să avem emoții și în același timp am putut să remarcăm și în cadrul populației civile care au participat la acest exercițiu momente de suspans și de admirație față de modul de acțiune al acestor scafandri de luptă. Alte momente și surprize pentru cei care au participat atât an de an sau ocazional la Ziua Marinei a fost și participarea navelor fluviale într-o secvență de respingere a atacului aerian și de respingerea desantului maritim, care de asemenea a avut un impact deosebit asupra populației civile și chiar și pentru personalul forțelor navale. Era un element de noutate prin care marinarii de la mare reușeau să vadă într-un cadru mult mai larg activitatea colegilor noștri de la Fluviu, respectiv tragerile cu armamente de pe monitoare, vedete blindate. Și în anul acesta avem o parte din exerciții care le-am desfășurat și atunci, bineînțeles mult perfecționate și executate cu multă siguranță. Și am introdus ca element de noutate coborârea în rapel pe nave, un exercițiu destul de complex pentru că necesită o rigurozitate în executarea acestuia, având în vedere suprafața mică a navei unde poți executa acest exercițiu și scafandrii să coboare la bordul navelor. Și de asemenea vom menține executarea secvenței de rig rope în care scafandrii noștri defilează în fața populației agățați de o parâmă tractată de elicopter. Iarăși este un moment deosebit pentru noi și pentru toți cei care participă, pentru că acest procedeu de rig rope, de extragerea scafandrilor pe parâmă din apă și salutul acestora prin fața tribunii și a populației, oferă mult dinamism și de asemenea mult curaj din partea celor care execută acest exercițiu. Avem în acest an inclusă și secvența cu remorcherele în exercițiul Forțele Navale 16? 2016 îl putem cataloga ca un an de referință, ca un an de noutate cu alte elemente în cadrul exercițiului general, prin participarea celor trei remorchiere achiziționate în acest an, de care noi suntem foarte mulțumiți și mândri de modul de comportare a acestora. Și în exercițiul general pe care vom desfășura în data de 15, vor avea și o secvență de prezentare a capabilităților și modul de manevrare a acestor nave
manevre pe care publicul ar, precum și ceilalți colegi care vor participa, nu au posibilitatea să le vadă zi de zi. Marinarii sunt învățați din școală să nu lucreze singuri, să acționeze în echipă, în echipaj. Ce reprezintă echipajul pentru ei? După părăsirea băncilor școlii, unde în clase formau o echipă, acum, prin repartizarea acestora la bordul navelor, sunt cei care vor face parte din noile echipaje și vor completa echipajele navelor. Vor simți aceleași sentimente de familie, pentru că nava este o familie și toată lumea trebuie să comporte în funcție de sarcinile și misiunile care le primesc la bordul navei, să își aducă o contribuție. Exercițiul pe care îl vom vedea cu toții pe 15 august implică atât forțele navale, cât și garda de coastă, cât și celelalte companii de navigație. Cum este colaborarea? Cum a fost colaborarea cu ei în pregătirea acestui exercițiu? În acest exercițiu vom avea secvențe executate de către garda de coastă, de către companii civile de navigație, iar încadrarea secvențelor care vor fi desfășurate de către acestea vin în completarea misiunilor pe care forțele navale le au de executat și prin care putem demonstra cooperarea permanentă care există între noi și celelalte instituții civile și din cadrul sistemului de securitate național, în ceea ce privește misiunea de supraveghere și apărarea comunicațiilor maritime. Un mesaj pentru marinari? Le doresc multă sănătate tuturor membrilor forțelor navale, precum și familiilor acestora, și le doresc bun cart înainte.